premieră la Teatrul Act din București. Horia Suru semnați regia spectacolului și o să încep chiar de la titlu. Eu, mai în glumă, mai serios, aș citi acest titlu cu coși. Despre ce cocoș este vorba și de ce acest titlu și cum sună el în original? Foarte simplu, tranșant și șocant. Piesa se cheamă Coc în original, făcând aluzie la ce doriți să înțelegeți prin asta. Formularea noastră de cocoș vine evident din titlul original, dar am lăsat o mică aluzie pentru cine vrea să o prindă sau cine vrea să o înțeleagă în cocoș. Pentru că din scrierea titlului poți să iei cel puțin 3 sau 4 piste pe care să te duci să înțelegi cam ce, ce se întâmplă în spectacol. Înțeleg că nu o să ne spuneți acum care sunt pistele pe care le poți bănui din titlu, dar eu aș vrea totuși să ne spuneți la ce să ne așteptăm, ce vedem să vedem. E o piesă foarte contemporană, 2010. Autorul e Mike Bartlett, e un autor montat în premieră națională în România, la fel ca și piesa Coc. Distinsă cu premiul Laurence Olivier în 2010, să zicem toniul pentru dramaturgie englezesc. Cea mai înaltă distinție a cele mai bune piese din 2010. Și au ajuns în 2014 în România, într-un teatru independent. Care este povestea pe care o spuneți în acest spectacol? Pe foarte scurt, pentru că nu vreau nici să divulg, nici să explic neapărat. Nu, doar să ne convingeți de ce să nu ratăm acest spectacol. Este o luptă, în primul rând. Ne duce cu gândul la o luptă de cocoși, care e o luptă pe viață și pe moarte până la sfârșit. E o luptă modernă de azi, o luptă a unor oameni care trăiesc astăzi, în 2014, și în același timp e o bătălie extremă de la început până la final, un război a unor emoții, a unor sentimente, în care în final vedem cine e câștigătorul, cine e cocoșul care supraviețuiește. Dacă supraviețuiește, sau dacă rănile sunt prea adânci pentru toți participanții la această bătălie. Eu a zice din ce mi-ați spus până acum că avem de-a face cu o dramă psihologică. Este și o dramă psihologică, dar mai important e o dramă umană. Un puternic caracter uman în spectacol se duce până într-un punct în care se scot toate armele pe față, toate posibilele fațete omenești în căutarea unui adevăr și în căutarea scopului de a-l câștiga pe celălalt de partea fiecăruia. Pentru că am început de la un joc de cuvinte, mă gândesc că și putem încheia în același spirit. Așadar, putem spune despre Cocoș că ar fi un spectacol care își dă rama pe față? Da, e un spectacol în care se scot toate armele și se trage din toate pozițiile.